Dragi prieteni, în direct pentru partea a doua a emisiunii, după cum era și înainte de publicitate, discutam de ziua de 6 martie, când va fi o zi destul de complicată și încărcată din punctul ăsta de vedere, dacă se va ține de cuvânt și dacă va putea să se țină, bineînțeles, de cuvânt Răzvan Burleanu, va fi alături inclusiv la adunarea generală, din ce înțeleg eu. Da, încercăm spre finalul adunării generale. Noi... O mare onoare ne-ar face ca secretarul general al Federației Române de Fotbal, domnul Radu Vișan, împreună cu Ciprian Paraschiv, să fie prezenți la această adunare generală. Ca de fiecare dată anul trecut, știți foarte bine, am avut pe celălalt secretar general, Gheorghe Ghiorchean. Încercăm de fiecare dată să-i dăm o altă latură a acestor adunări generale. Încercăm și Federația să vadă, să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în teritoriu, că e foarte, foarte important acest aspect. Eu am invitat și colegi de-ai mei din țară care au posibilitatea să ajungă să vadă. Eu cred că din lucrurile acestea toată lumea avem de învățat. Încă o dată, pe 6 martie se anunță într-adevăr o zi plină pentru... Păi da, când începe la ora 8 dimineața și se termină la ora 8 seara... Să sperăm că se termină la 8 seara. Nu știu dacă va fi, dar v-am spus, încercăm în cadrul acestor vizite, să sperăm că până la urmă vor veni acești oameni, acești reprezentanți ai federației, încercăm să-i ducem la liceul Curan Sportiv. Chiar am discutat cu autoritățile locale. Apropo, adunarea generală unde va fi? La liceul Curan Sportiv. În aula, liceului Curan Sportiv. Deci, după acolo. Care turneul va fi alături. Am încercat să le comprimăm, să zicem așa, toate în același loc. De ce am făcut lucrul acesta? Pentru că, din nou, am un proiect de-a meu personal în care îmi doresc acel centru de excelență să se realizeze. Da, mai ce vreau să vă întreb acum, că bă, știți cum n-am mai auzit vorbindu-se de... Da, avem... Se vorbesc în țară, în alte părți. Nu am reușit să stabilesc o întâlnire între oficialitățile locale și Federația Română de Fotbal datorită programului. Acum, sper odată cu venirea lor, am luat contact și am discutat da, cu că domnul primar. Postura asta, în situația asta, aveți rolul, ca să spunem așa, doar de mediator. Reușiți să aduceți la masa unor discuții pe cei care sunt interesați, respectiv Federația Română de Fotbal. Și care sunt factori decizionali. Care sunt interesați, autoritățile locale. Pentru că de aici se poate naște progresul. Am fost la domnul primar. Nu, e doar un intermediar. Pur și simplu nu putem intra în această asociere. Să zicem, dacă va fi într-adevăr o asociere, noi nu putem interveni în această asociere, doar că ne facem datoria și încercăm să mediem această discuție. Dacă tot informația e la dumneavoastră, să o diseminați. Exact. Avem o hotărâre de anul trecut a Consiliului Local în care și-a dat acceptul de principiu. Mai rămâne să se întâlnească. Am discutat săptămâna trecută cu domnul primar și mi-a spus că va veni cu plăcere la această întâlnire dacă va fi posibil. Încercăm să-l aducem pe domnul Răzvan Burleanu, încercăm să-i prezentăm tot ceea ce este la liceul sportiv și campusul care a început să dea roade, să spunem așa, pentru că înflorește pe zi ce trece, și să sperăm că după această întâlnire nu va trece foarte mult timp și dacă Federația va considera, din punctul meu de vedere, în momentul de față, dacă Federația va veni și va vedea condițiile pe care le avem în momentul de față, sunt sigur că în țară nu mai există asemenea condiții, adică condiții în care jucătorii să mănânce, să duc la 5 metri, fac școală, după care 10 metri fac antrenament, se întorc la... Adică totul e în același campus. Totul e același campus. În țară, celelalte centre, de la Timișoara și la Târgu Mureș, s-au făcut, să știți că aici se antrenează, se duc la 10 km și mănâncă, după care se duc înapoi la 10 km și se duc la școală. Deci nu e o uniformitate la tot ceea ce înseamnă o selecție. Cred eu că Suceava are o șansă să mare, acum nu va depinde decât de cei care se vor întâlni și de cei care vor discuta. Încă o dată sper eu ca pe 6 martie să avem această întâlnire și în afară de futsal, în afară de adunarea generală, primordial va fi această întâlnire între autoritățile locale și conducătorii Federației Române de Fotbal. Dar mai spuneți-mi, pentru că eu așa am reținut atunci, într-o asemenea, în constituirea unui asemenea centru de excelență, În fotbal folosesc corect termenul, da, centru de excelență în fotbal. Discutăm de aducerea unor sportivi de certă valoare dintr-un areal geografic, inclusiv din zona noastră. Federația Română de Fotbal pune la dispoziție
Mai multe lucruri, din ce am înțeles eu, este dispusă în modernizarea unor terenuri. Da, deci Federația Română de Fotbal... Este dispusă în asigurarea echipamentului, a salariilor pentru antrenori. Sunt mai multe componente. Exact. Aici sunt două lucruri distincte. Municipalitatea va trebui să pună la dispoziție locuri de cazare, masă pentru un număr de 28 de sportivi, școlarizare și teren de antrenament. Iar federația vine cu o sumă de 250.000 de euro, care trebuie investită în infrastructură. Infrastructură, echipamente, cum a zis dumneavoastră, sunt lucruri care vor fi benefice. Care oricum rămân. Rămân. Asta e cel mai important. Parte din ele sunt consumabile, ca să spunem așa, dar e o infuzie, adică nu e de aici de acolo. Salariul antrenorului va fi plătit din banii federației. Federația va numi în baza unui concurs acel antrenor. Deci sunt lucruri care sunt altfel decât ceea ce se întâmplau înainte. Sunt concursuri, sunt lucruri. Jucătorii vor fi selecționați pe baza unor trialuri, nu vor putea intra în centrele de excelență, pentru că, iarăși un lucru foarte important, în ultima ședință de comitet executiv a Federației Române de Fotbal s-a hotărât, știți foarte bine, la un moment dat se discuta, în momentul în care eu, ca și club, multe cluburi nu au interes să trimită copiii la centre de excelență. De ce? Că spun, domnule, după aia îl vinde centrul de excelență și nu știu ce face Federația Română cu banii. Au fost discuții prin ziare. Da. Ei, în ultima ședință de comitet executiv era în felul următor. 50% venea clubului de la care a plecat, 25% era Federația Română de Fotbal și 25%, să zicem, primărie. Dar primăria nu lua niciodată acei bani, că tot acolo rămâneau. Era cel puțin primăria Suceava a spus foarte clar, nu este interesată nevoie să intre pe o componentă de asta, okay, din punct de vedere financiar. Federația Română de Fotbal, având în vedere că au ieșit foarte multe discuții, a venit și a spus, renunță la cei 25% pe care ar fi trebuit să ia federația. Îi lasă clubului. Deci în momentul de față un jucător poate lua un club poate lua 100% din suma, dacă îl dă un copil, să zicem, la 14 ani. Sunt copii la cluburile din Suceava, da? Dăm un exemplu, de la liceul cu program sportiv e un jucător sau de la juniorul Suceava, da? Sunt cele două cluburi. Îl dă la federație, îl dă în cadrul acestui campus, federația, respectiv municipalitatea, îl crește și în momentul în care vine oferta, toți banii se duc la clubul de la care a venit. Deci nu mai e federația să primească 25% sau municipalitatea. Deci tocmai pentru a se da la o parte și a rezolva o problemă care până la urmă s-a sesizat și această... Dar federația niciodată, vă dați seama, nici nu a început să fie vreo ofertă. Știți cum? E păcat, nu, dar nici n-a început să fie o ofertă pentru jucători și deja lumea se gândea discuții, că ce face. Da. Păi, știți cum e, tot pățitul e priceput și decât să ajungem în niște situații de astea mai complicate, pe care ulterior nu știi cum să le descălcești, mai bine rezolvi lucrurile la bun început. Și mi-aduc aminte că primăria Suceava, prin vocea primarului Ion Lungu, s-a exprimat foarte categoric din punctul ăsta de vedere. Da, ne dorim un centru de excelență și cred că aici a văzut lucrurile bune care se pot petrece, pentru că o echipă dintr-un asemenea centru de excelență este oricând un etalon la care celelalte echipe din județ, numai pe bază de antrenament, de meciuri amicale sau ce-or fi, își ridică mult nivelul calitativ, ca să nu mai spunem că apărăm acolo pe hartă. Suceava, centru de excelență în fotbal. E altceva, adică ori la vremea respectivă spuneam, s-a evitat a intra într-o asemenea horă, tocmai cu o componentă financiară, tocmai pentru a nu intra în discuții. Doamne, ne aducem contribuția pe care putem să o aducem și până la urmă e pentru copii, că sunt toți ai noștri, da? Sunt copii din România. Până la urmă avem tot interesul să le oferim ce e mai bun și mai frumos, pentru că mă gândesc eu, pe baza unor asemenea centre de excelență, dacă ar fi funcționat ani bun la rândul, n-am fi avut atâtea sincope în ceea ce privește neparticipările la turneele finale ale campionatelor europene și mondiale la fotbal. Da, din nou, chiar și pe ordinea de zi a ședinței din comitetul executiv, chiar astăzi se întâmplă. Vreau să vă spun că de anul următor își doresc, vis-a-vis de spuneați dumneavoastră, cu selecția și cu tot ceea ce s-a pierdut în timp, vor ca la Liga 1 să fie pe tot parcursul jocului un jucător sub 21 de ani, U21, să fie tot timpul pe teren, la Liga 2 să fie 2, iar la Liga 3 3 jucători sub 21 de ani. Se încearcă crearea unei noi baze de selecții, ceea ce e un lucru extraordinar. Chiar dacă și dumneavoastră ați urmărit, reprezentanța Federației Române de Fotbal se duc în Spania, se duc în Germania și fac trialuri pentru părinții care sau copiii care sunt plecați în străinătate și își doresc să participe. Chiar am urmărit Belodedici, s-a deplasat la Sevilla împreună cu Aurel Țicleanu și au făcut o fotografie de grup.
M-am uitat în acea fotografie, în Spania, la Sevilla, în jur de 20 de copii au participat la această selecție. Copii care stau și joacă la cluburile din Spania, au plecat cu părinții. Copii și români. Copii români. Noi vorbim de o selecție copii de copii români. Din 20, dacă îți participă la o selecție și faci 2-3 ani, găsești câte un copil, 2, cred că e ceva extraordinar. De aceea sunt foarte benefice, din punctul meu de vedere, aceste centre, pentru că, cum v-am explicat mai înainte, eu cred că în momentul de față, orice club care își dorește binele, care își dorește binele unui sportiv și pe mai departe îi vom face pe părinți să-și dorească ca acești copii să rămână aici, pentru că, vedeți, foarte, foarte mulți copii își doresc să plece la Steaua, la Dinamo, la Hagi, pentru că acolo sunt condițiile care se oferă cele mai bune mândre față, dar cu aceste centre vom avea și noi posibilitatea să oferim, plus că cluburile sunt cele care vor avea cel mai mult de câștigat. În momentul, era la un moment dat o discuție, că în momentul în care iei un copil, să zicem, la 14 ani și în jur de 17 ani, nu 14, 16 ani și în jur de 17-18 ani, nu mai ai ce să faci cu el. Dar tu ai investit. Ei, atunci aceste cluburi nu cer absolut nimic. Federația, municipalitatea nu cere nimic. Îți iei copilul înapoi la clubul tău și îl folosești și mergi mai departe. Dacă el nu intră, pentru că și aici acei copii trebuie în să... În primul și în primul rând știți unde văd eu marele câștig. Marele câștig văd în momentul în care acei copii sunt angrenați într-o competiție unde sunt practic cel puțin la nivel de teorie vârfurile de pe o anumită generație, de pe un areal destul de important, adică minim 3, 4, 5 județe. Păi dați-mi voie să vă spun că altfel pot crește acei copii. Bineînțeles, ulterior când discutăm de apariția lor, prezența lor într-o echipă, vor trebui și acolo să restarteze și să intervină cu altceva. Dar în primă fază, odată adunați de pe un areal mai mare, e o problemă mai importantă, pentru că e clar, nu poate să aducă decât progres când îl vezi pe ăla din stânga ta, din dreapta, dacă e foarte bun, vei încerca. Îmi spunea numai departe de săptămâna trecută la emisiune domnul Pantea că marele câștig al echipei junioru, una dintre echipele continuatoare de altfel la Sportingului, cum am și menționat în emisiune, este că a reușit să strângă, deci pe nucleul care era constituit acolo la Sporting, au reușit să aducă sportivul la Hoffman de la Câmpul Lung, încă un copil de la Butoșani, încă unul de pe zona Rădăuțiului, deci s-au coagulat, a atras așa, știți cum, cam fizică, atracția gravitațională s-au strâns aici și o echipă care la nivel național are un cuvânt greu de spus. Da, e acea grupă de 2004, chiar și 2003 de la club. Într-adevăr, au ajuns și au jucat și un turneu semifinal, au câștigat turnee la Brașov, la Cluj, primesc invitații de peste tot. Chiar și pe eu sunt sunat și mă întreabă colegii de-ai mei sau cei care sunt. Care e secretul? Nu, mă întreabă dacă pot să invite, dacă pot să ia numele de telefon. Copiii cu cât mai multe turnee, cu atât e mai bine. Deci e ceva foarte important. De aceea vă zic... Cel mai bun antrenament e până la urmă meciul. Exact, da. Chiar e cel mai bun antrenament. De aceea vă zic că chiar și pentru cei de la junioru sau chiar pentru toți copiii care vor să meargă mai departe și să aspire. Cel mai interesant din punctul meu de vedere, să zicem că se va face acest centru, va fi acea competiție între cele centre. Vă dați seama atunci câte ambiții și câte lucruri, pentru că vei avea pe categorie. Anul trecut a fost la 2000, sunt două centre de 2000. Ei vor juca între ele, dar pot juca și 2001, pentru că cu cât crești, nu se mai vede diferența. Când îți mititei, se vede diferența de vârstă. Da. Dar cu cât crești, pentru că acești copii de 2000 joacă într-un campionat de 99. Chiar dacă sunt vârfurile alese, ei joacă într-un campionat de junior republican la vârsta de 99, cu un an mai. Mai. Și cu cât cresc, cred că va fi o competiție interesantă când ajung toți în jur vârstei de 18 ani, să fie o competiție între centre, să vedeți atunci. Dar câte centre de astea sunt pronosticate a fi 8. Făcute pe țară? Ei și-au propus ca în fiecare an de mandat, spre exemplu 2015 2, în 2016 2, în 2017 2 și în 2018 și-ar dori 2, în 2018 fiind alegerile în luna martie, cred că pentru Federația Română de Fotbal. Acum să sperăm că vor fi 6, cel puțin pentru deci, noi. Din 40 de județe să fim să și noi acolo, eu zic că ar fi destul de bine. Dar oricum mă aștept la unele piedici puse. Sunt deja piedici și eu de aceea mi-am dorit și sper încă o dată chiar. Eu înțeleg, cum să vă spun, mi-ar mai spune cineva, domne, se mai deschide încă o televiziune în Suceava. Normal că nu-ți pică extraordinar în prima fază, dar eu nu mă gândesc că până la urmă competiția este cel mai bun antrenor.
Nu știți ce se întâmplă. Felul în care te obligă inclusiv concurența să fii mai activ e altceva. Iar faptul că la noi aici, la Suceava, s-ar putea constitui acest centru, dați-mi voie să vă spun, măcar atât să-și mai aduc aminte de noi, că tot autostrăzi, nu avem un centimetru de autostradă. Eu vreau să vă zic că de când am lansat acest proiect, să zic așa, că e un proiect personal la care chiar eu vreau să-l duc la bun sfârșit, cât ține de mine, cât nu pot face nicio problemă. Atât timp cât ați reușit să-i puneți pe primarul Suceavei și președintele Federației Române de Fotbal la aceeași masă, acolo misiunea mea s-a încheiat. Acolo s-a încheiat, da. Vreau să vă spun că chiar în momentul în care de anul trecut am primit telefoane din județele, nu o să dau nume, din județe apropiate, antrenori care mă întrebau, chiar vrei să faci, aș vrea să depun și eu CV-ul. Trebuie gândit toată lumea că acest centru, chiar și pentru antrenorii noștri și pentru toată lumea, va fi o concurență. Nu va fi o chestie că îl cunosc pe X, pe Y și l-aduc la centrul excelent. Nu va fi pe baza unui concurs. Și atâta timp cât vor și din alte județe limitrofe și vor să participe la acel concurs, înseamnă că e un lucru bun și benefic, pentru că se creează în primul rând concurență între antrenori, după care se va crea concurență între sportivi. Și dacă știm, cel puțin din punct de vedere managerial, eu aș ști cum să aduc în prim plan posibilitatea acestui centru de a performa, și asta înseamnă că trebuie să discuți cu fiecare club, copiii cei mai buni, să le explici beneficiile, să sunt și pierderi. Nu putem nega lucrurile acestea. Atunci cred eu că se vor realiza lucruri frumoase. Dar cred eu că ar trebui să punem punct în momentul de față acestei discuții și să o lăsăm să desfășoare natural, după care vom veni și noi cu ideile. Haideți să ne întoarcem atunci un pic la competiția asta care va avea loc pe 6 martie, să văd dacă am înțeles bine. Practic dimineață debutează adunarea generală a JFU-ului. Concomitent cu testarea arbitrilor și observatorilor. În același timp vor începe cele două. Începe la 9 dimineața. La 9 dimineața, după aia adunarea generală, dacă nu se întâmplă nimic deosebit, va fi și președintele Federației Române de Fotbal. Mă gândeam că la adunarea generală, dacă nu se întâmplă nimic deosebit, se va întâmpla. Practic, turneul de fotbal în sală va debuta la jurul orei 1, nu? 12. Ne dorim 12 jumătate 1. Cam așa am dorit. Din nou la ora, în jur de ora 1, ne dorim și acea întâlnire. Cum se desfășoară această competiție? Această competiție se va desfășura pe sistemul de turneu. Vor fi două grupe, cele 8 echipe calificate vor fi împărțite în două grupe, vom avea cap de serie, în funcție, din nou, acești cap de serie vom stabili pe baza clasamentului la zi, la Liga 4 și Liga 5, vom încerca să nu fie... pe baza calificărilor. Dar nu avem o logică pe baza calificărilor, pentru că s-au calificat câte două. Vom încerca să transmitem cu totul și cu totul altfel. Mi se pare corect ca pe baza clasamentului la zi să fie doi cap de serie din Liga 4. Vom încerca ca echipele din Liga 5 să nu fie într-o grupă trei echipe de Liga 5 și într-o grupă o singură echipă. Vom încerca să echilibrăm exact pe baza clasamentului. Iar mai departe vor fi jocuri de câte 15 minute. Două reprize de câte 15 minute, trei jocuri va avea fiecare echipă, la final locul întâi din grupa A cu locul întâi din grupa B vor juca finalul. Vom încerca să lăsăm din nou, dacă anul trecut am încercat la finală și am desfășurat o finală pe baza a două reprize de 20 minute, dar cu regulile din futsal, cu acel cronometru oprit ca la handball, în momentul în care ieșim mingea afară și nu există joc să oprim cronometru. Da, nu știu dacă asta în primă fază nu se poate face, pentru că nu se știe când s-ar termina. Nu se știe absolut. Noi avem un program stabilit, știm de la cât la cât începem. De aceea finala vom vedea dacă ne încadrăm, dar n-aș vrea să ducem undeva la 10-11 seara, că e destul de târziu și după trei jocuri consecutive sau cu celelalte echipe, cred eu că tot două reprize de 15 minute. Ne dorim și un meci cu echipa de futsal de la Bucovina, Vicovo de Jos. Ne dorim un meci demonstrativ. Cred eu că meciul va fi în deschidere. Nu putem. Dar ei n-au voie să participe? Nu, n-au voie pentru că nu participă. Ești profesionist din punctul ăsta de vedere. Teoretic. Ne dorim... Am auzit că au avut un rezultat foarte bun în Cupa României. Da, chiar discutam 11-2. Au bătut pe cei de la Ceahlăul Piatra Neamț în Cupa României. Felicitări pe această cale. Da, felicitări. Sperăm. Că cei la Bucovina, Vicov sunt prietenii noștri, ca să spunem așa. Felicitări. Le-am promis și ne dorim în acest meci. Ce ne gândim noi să facem la început, la 12:30, înainte de începerea turneului, sau poate chiar mai devreme, la ora 11, că noi ne-am programat în jur de ora 12 să înceapă turneul de futsal. Undeva în jurul 11 să facem un meci demonstrativ între echipa de futsal a Vicovului și din cele 8 competitoare să ne dea fiecare echipă câte un jucător și să facem un all-star, da, din fiecare echipă să venim jucători și să joace un meci demonstrativ.
demonstrativ cu cei de la futsal de la Vicovul de jos. E un meci care vrem să-l aducem înaintea turneului și sperăm că vom reuși. Am înțeles. Da, multe lucruri. Dar știți cum, până la urmă, oricât aș putea eu să bănuiesc sau să spun, până la urmă aveți atâta dragoste pentru fotbal, pentru spectacol, încât aproape nu există nimic, nicio competiție unde să nu încercați un match, All Star, Old Boys, orice. Și dacă la ora actuală Suceava are două competiții, una, Cupa Iepuraș, s-a transformat în Cupa Municipiului Suceava, iar Cupa Moș Crăciun a rămas Cupa Moș Crăciun și sunt intrate acum ca fiind competiții interesante pentru copii, recunoscute la nivel național. Îndrăznesc să spun că, în primul și în primul rând, aici e nebunia noastră și sprijinul unor oameni de afaceri care au înțeles să sprijine. Da, ne dorim ca și pe mai departe să se înțeleagă. Sunt competiții adresate copiilor, de la ei trebuie să învățăm și noi foarte multe lucruri. Sunt competiții la care țin foarte mult pentru că datorită lor poate sunt unde sunt, pentru că datorită lor m-am afirmat și de aceea atâta timp cât voi putea și voi activa în cadrul fotbalist, în cadrul sportiv, nu voi renunța la aceste competiții pentru că sunt lucruri care trebuie să meargă mai departe. Chiar dacă să trecem și la chestiunile mai puțin plăcute. Cum să interpretăm acest lucru? Eu am spus în această emisiune că dispariția echipei din Rădăuți de la nivelul Ligii a treia este o pată destul de ne la locul ei, un bec roșu care se aprinde pentru multă lume în momentul în care discută de fotbalul din această zonă a țării. Pentru că despre ce, Dumnezeule, vorbim, discutăm practic de dispariția unei echipe. Din fericire, și da, fericirea asta nu e decât pus așa între niște ghilimele, nu suntem un caz singular în țară, poate de asta nu e atât de gravă situația. Dar vă mărturisesc că, sincer, nu mă așteptam să se întâmple acest lucru. Personal nici eu nu mă așteptam, având în vedere că anul trecut și Sporting s-a retras, nu mai avem nicio echipă în Liga a treia. Ne dorim pentru anul următor să vedem Liga a patra noastră, cine oferă. Da, Sporting-ul Barents s-a retras înainte de a începe campionatul. Exact, nu, dar zic, nu mai există în momentul de față nicio echipă, nu mai avem nicio echipă în Liga a treia la nivel național. Județul Suceava nu mai are nicio echipă la... Avem două în Liga a doua. Avem două în Liga a doua. Cu părere de rău, nu știu, nu sunt la curent chiar cu tot ce s-a întâmplat la Rădăuți. Sau poate că sunteți la curent, dar nu e nimic oficial care să... Nu e nimic spune, oficial, da? Care noi în momentul de față nu avem noi oficial ceva primit, nici Federația Română de Fotbal nu are nici dumneai, deși toată lumea, toți jucătorii au plecat, toți jucătorii și-au găsit angajamente, va trebui și acea hârtie. Eu o să mai am o discuție în cursul săptămânii cu cei care au condus în ultima perioadă clubul din Rădăuți. Cred eu că campionatul Ligii a treia începe undeva în jur de 5 martie. Până atunci trebuie trimis o hârtie la federație pentru a nu periclita programul celorlalte competitoare. Încurca, da. Pentru că, din câte am înțeles, Târgu Neamțul la fel au probleme și nu se vor înscrie, Dorohoiul la fel. Deci sunt 3 echipe din 12 care nu știu dacă vor mai merge în returul acestei campionate de Liga a treia. E păcat că se ajunge la asemenea lucruri. Nu știm dacă trebuie să găsim vinovați. Cert este că trebuie să găsim oameni care să înțeleagă și oameni care pe mai departe să facă tot posibilul să renască ceva. Pentru că și la Suceava s-au pierdut echipe și au renăscut. Da, e o problemă pe care eu nu știu cum să o descifrez sau în ce cheie să o citesc. E o problemă în ceea ce înseamnă fotbalul la Liga a doua, la Liga a treia și acum văd că și la Liga a întâi. Vă spun sincer, mie sistemul ăsta cu play-off, play-out nu mi se pare cea mai fericită variantă de lucru pentru fotbalul românesc. Și când spun acest lucru, mă gândesc în primul și în primul rând la aberațiile care s-au produs vreo 2 ani de zile la rând la nivelul Ligii a doua și ar fi trebuit să existe un mega semnal de alarmă pentru Liga 1 și de ce nu pentru Liga a treia. Adică dacă tot ai experimentat într-o parte și vezi că merge prost, ar fi trebuit o reacție din punctul ăsta de vedere. Momentan nu știu ce să bănuiesc la nivelul primei ligi. Departe orice implicare a Sucevei în acea zonă de fotbal,
Dar știm foarte bine că după două, trei etape, când se știe clar care e echipa retrogradată, ajung că mai să te prezinți la vreo șase meciuri care nu mai au niciun rost. Într-adevăr, cheltuielile sunt foarte mari, și Liga a doua și Liga a treia. Acum n-aș putea să-mi zic o părere personală vis-a-vis de acest sistem, pentru că încă nu s-a finalizat. E prima oară la Liga 1 când este acest sistem. Cert este că e destul de interesant faptul că se luptă acum Iașu, dacă e permis de spus, Iașu cu ASEA Târgu Mureș. Chiar am urmărit și de dimineață, mart foarte multe speculații, CFR Cluj cu Astra, seara trebuia cumva să câștige Astra ca să fie sigur că CFR Cluj nu are nicio șansă. Cum a zis dumneavoastră, sunt echipe care nu mai au nicio șansă să participe și atunci doar se prezintă. Ei, CFR Cluj a făcut o notă discordantă aseară și a bătut cu 1-0 și Iașu pleacă ca favorită. Mai are un meci la Steaua, deși e destul de greu să-l câștige, dar și Botoșanul are meci la Târgu Mureș și e destul de greu. Și chiar mi-a plăcut, pentru că aceste două meciuri, Steaua și cu, după foarte mult timp, Steaua și cu Târgu Mureș, Steaua cu Iași, Târgu Mureș, Botoșan se vor disputa la aceeași oră, săptămâna viitoare, sâmbătă, la aceeași oră, la 8:30, pentru a nu periclita în vreun fel un joc al rezultatelor. E un lucru benefic, doar din acest punct de vedere, dar gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă nu doar aceste două echipe erau în luptă, și erau mai multe echipe. Chiar vedem o situație concretă, în momentul în care din nou, dacă Dinamo va bate acum pe Astra, vor ajunge 50-49 și vreo 4 echipe cu 49 de puncte. Deci vor începe play-off-ul cu același număr de puncte, 25, pentru că ele se înjumătățesc, 50-25-49, tot 25 vor, dar nu, dar 24,5, știți? Da. Și deci e un lucru benefic pentru fotbal, pentru că vor pleca de la zero și vor ști pentru ce luptă. Eu zic că în momentul de față, nu știu dacă la Liga a doua, pentru că Liga a întâi sunt drepturi TV, sunt cu totul și cu toate alte lucruri. Au și argumente, da. Într-adevăr, una e să vezi de 4 ori Steaua Dinamo, Dinamo cu alte echipe sau cu Astra. Care sunt în formă, exact, da. Și alta e să vezi etapă de etapă, se zice Petrolul, care nu a ieșit din cărți și nu mai are nicio șansă de supraviețuire. La Liga a doua, exact, sunt probleme destul de mari. Din punctul meu de vedere, Liga a doua ar trebui trecut undeva, nu neapărat la 20 de echipe, pentru că e destul de mult, nu știm dacă se vor mai retrage și în cele 20, vrem să facem ceva cu 20 și se vor retrage și de acolo. Cred eu că trebuie din nou pe zone, pe 3 zone geografice, știți că am avut la un moment dat în care erau câte 12-14 echipe, mergem frumos până la Vaslui, să zicem așa, zona Moldovei, zona 1, zona Transilvaniei și zona din jos. Cred eu că ar fi mult mai benefic 3 zone de câte 12-14 echipe la Liga 2, iar la Liga 3 să vină către județ, în care fiecare județ participant să dea 4 echipe, eu am zis, de exemplu, să unești 4 județe, 4 echipe și faci o serie de 16. Noi, Botoșani, Piatra Neamțu și Iași. Pe o rază de 150 km, fiecare exact echipă își dă 4. Exact cum ați început dumneavoastră și această competiție de fotbal în sală, exact. Și cum ați ordonat și aceste turnee preliminare, turnee de calificare, astfel încât să reduceți cheltuieli la cât mai puțin. Exact. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Rădăuțiu, de asta s-a retras. Din cauza cheltuielilor. Păi, aveau de plătit, inclusiv asta, cum îi zice, legitimările jucătorilor, vizele medicale, arbitraje, toate alea, plus deplasări. Dați-mi voie să vă spun, se adunau niște sume care, la un moment dat, n-au mai putut fi acoperite, adică de cei care au sprijinit această echipă. Nu, cert este că, din punctul meu de vedere, Liga a treia ar trebui trecută la amatorism. E un lucru... Ca nu să trebuie... nu mai punem și lucrul ăsta. Pentru că, într-adevăr, jucătorii sunt salariați, deși, vedeți, Liga a treia sunt mulți din jucători care și lucrează. Sunt, la un moment dat, își câștigă existența din tot o altă parte, nu neapărat din fotbal. Dar regulamentul te obligă să aibă și un contract de muncă înregistrat la Federația de Fotbal. De aceea, cred eu că ar fi benefic ca... Și, spre exemplu, la noi, dacă avem 4 echipe din județul nostru, sunt sigur că își doresc să fie în Liga 3 orașe, avem orașe mari și Rădăuțu. Da. Una e să mergi până la Fălticeni, una e să mergi până la Vatra Dornei sau până la Humor, să știi că ai 3 meciuri. Domnule, ai mergi la Botoșani, ai mergi la Iași, dacă exact, ai deja exact. Un meci la Galați sau pe unde mai avea Rădăuți, știu că a ajuns pe acolo, prin zona Brașovului, Argheta, Covasna, cum au făcut ei... Mie, sincer, îmi pare rău că, acum chiar dacă sunt din cadrul federației, mie îmi pare rău că cei care se ocupă de Liga 3 au niște reprezentanți în comitetul executiv, nu vin cu aceste idei, nu vin cumva cu ceva nou. Am înțeles că vor din nou să includă ca de anul următor echipele Liga 1 să-și poată crea
o echipă de Liga 3-a, automat în Liga 3-a să aibă un satelit, cum se zice. Vor să bage și acea dublă legitimare. Din nou, nu sunt de acord. Sunt lucruri care unii stau, nu au, iau contact cu fotbalul de zi cu zi și imediat încearcă să facă anumite lucruri. Domnul Anton, știți cum sună asta? Pentru o echipă cum ți-e Dinamo, Steaua, echipe care au oareși ce putere financiară, lucrul ăsta pică foarte știți? Bine. Și pentru o echipă cum e Petrolul, care clar a arătat mari carențe în ceea ce înseamnă finanțarea în această ediție de campionate, ca și cum ai pune o piatră de moară la gât și îl înveți să noate. Nu, știi ce se întâmplă? Eu le-am dat exemplu și chiar celor din federație cu aceste echipe satelit. Cred eu că aceste echipe satelit ar trebui să aibă drepturi, dar și obligații. Spre exemplu, în județul Suceava, pentru că foarte multă lume mi-a zis și într-adevăr, regulamentul le permite, nu am ce face. În momentul de față avem Rapid, are o echipă a doua, chiar dacă joacă la Siret. În momentul de față sunt niște jucători profesioniști care joacă meci de meci, au un tabel de 25 jucători, doar 15 joacă la prima echipă. Ceilalți 10 jucători oricând se pot duce la echipa a doua. Ei, în momentul acela, acei 10 jucători pot oricând decide soarta unui campionat. Așa se va întâmpla și la Liga 3. Și nu pot promova. Și nu au drept de promovare. Bun, au drept de promovare. Da, dacă nu sunt în aceeași eșalon fotbalistic, știți? Da. Dar nu e corect pentru că echipele, spre exemplu, echipele de Liga a 4-a noastră sunt toate amatori. Da. De jucători amatori. Deci ar trebui, pe lângă aceste drepturi, spre exemplu, Dinamo, cum a zis dumneavoastră, Dinamo Steaua își va face echipă. Noi ne vom dori să mergem, dar Suceava, spre exemplu, nu are echipă în Liga 2-a, Liga 3-a și va dori să promoveze Liga 2-a. Steaua, dacă își va face, sau Dinamo va face echipă în Liga a 3-a, va duce jucătorii, îi va trimite și va decide campionul. Deci, până la urmă, așa, din punctul meu de vedere, nu e prea corect. De la înălțimea cetății de scaun unde suntem noi aici, în Moldova, vedem lucrurile în primul și în primul rând într-o reducere drastică a costurilor. Exact. Dar nu cred că numai noi, cred că toți din țară ar trebui gândit la fel și sunt sigur și Bacăul gândește la fel și toată lumea. Deci cred eu că Liga a 3-a ar trebui să se ducă undeva spre amatorism. Iar chiar este în discuție anul acesta, din nou ceva inedit ca anul trecut, destul de bine acel baraj de promovare în dublă manșă. Tur, retur, pentru accederea în Liga 3-a. Cred eu că acel baraj, noi nu avem... Baraj unic, cum a fost. Baraj unic, da. Noi nu avem posibilitatea să avem echipe în Liga 3-a să retrag și nu le mai punem și un baraj ca să poată promova. Ar trebui să fie lăsate cine poate participa cu o scrisoare de intenție, cu garanții, pentru că, într-adevăr, trebuie să ajungem la un moment dat în care să cerem acele garanții. Trebuie să cerem... Da, să știi că e o echipă care se înscrie, termină și exact, campionat. Exact, pentru că îți faci anumite calcule. Doamne, la nivelul ligii întâi, până la urmă, numai din drepturile alea de televizare, până la urmă o echipă cam oricât de prost financiar a stat, tot termină campionatul, da? Pleacă, 100%. Nu uităm cum e și cazul Petrolului, deci o echipă exact, care exact. Și anul aproape trecut, nu mai are altă sursă de financiare. Aduceți-vă aminte și Vasluiu, când era într-un proces de insolvență și au jucat până la finalul campionatului, după care s-au desființat total. Dar au avut noroc pentru că Liga le-a oprit bani și fiecare meci a fost plătit de Ligă. Și atunci ei doar trebuia să se plimbe, să se prezinte la meci. N-aveam nicio problemă. Păi, vedeți dumneavoastră că acum funcție și de dorința din zona respectivă, s-ar putea acest lucru să fie o gură de oxigen. Mă gândesc la nivelul Ligii a doua, odată cu propunerea de televizare, de ce nu o mai aprigă bătălie în a atrage bani pentru această Liga a doua, pentru că vă spun sincer, dintr-o anumită perspectivă, mie mi se pare mult mai interesantă Liga a doua la fotbal, așa cum își doresc să o facă, și anume cu cele mai bune echipe din primele două serii de Liga a doua să facă o singură serie cu echipele cele mai bune, da? Dar vreau să insist pe un lucru care se întâmplă în toată această ecuație. Practic este mai păguboasă un pic Liga a doua decât Liga a întâi, pentru că deplasările vor fi absolut năucitoare pentru unele echipe. Închipuiți-vă că vom avea de jucat prin Oltenia, prin Banat, Sighetul Marmației, Constanța. Dați-mi voie să vă spun, deplasările vor fi foarte, foarte lungi pentru echipe. Costurile vor fi destul de mari dacă Liga a doua sau Liga Profesionistă 2, cum se dorește a se înființa și a funcționa, dacă nu reușește să aducă fonduri, nu cred că e un proiect viabil. Nu știu, eu cred că chiar acum când vorbeați dumneavoastră,
mă gândeam și spuneam, uitați-vă la Liga 1, sunt echipe, Chiajna, Voluntari, Steaua, Dinamo, doar din zona respectivă. De pentru ei alargă sunt... mult mai puțin. Exact, e mult mai puțin pentru deci, ei. Deci, eu repet, Liga 2 e mai păguboasă. Tu, Liga 2, deci Suceava, să sperăm noi, va juca cu UTA Arad, da? Va juca cu CSM Oradea, eu cred că acest sistem va fi implementat în momentul în care vom avea și va fi și un sponsor tehnic sau un sponsor al acestei ligi, pentru că într-adevăr lucrurile vor fi destul de grele pentru acele echipe care vor, dar trebuie să înțelegem, cum a zis dumneavoastră, UTA Arad, Brașovul, Galațul, care aproape se pierde. Sunt echipe de tradiție care sunt în momentul de față Liga a doua, nu sunt în Liga a întâi. În Liga a întâi avem acele echipe care le-am spus mai înainte și multe din echipele vor retrograda anul acesta în Liga a doua. Nu știu, eu cred că cei de la federație și împreună cu cei care conduc fotbalul românesc nu cred că vor implementa o singură serie decât în momentul în care vor avea o certitudine că acea serie va fi promovată în așa fel încât să aducă și niște beneficii către echipe, pentru că altfel ne vom trezi ca la finalul campionat, după prima parte, să nu poată face față și să se retragă foarte multe echipe. Da, asta e clar, asta e 100%. Există clar acest risc. Așa, ca de final de emisiune, pentru că încă n-a început Liga 4-a, Liga 5-a, ce se preconizează, cum sunt lucrurile acolo vis-a-vis de înscrierea echipelor, de ce nu dispariția unor echipe? Vreau să vă spun dacă că se întâmplă la nivel de primă ligă, de ce nu s-ar întâmpla Liga 4-a, Liga 5-a? În momentul de față, în afară de răspunsul celor de la Bucovina 2 Redouț, nu avem alte probleme. Adică nu știți ce... Nu știm exact ce vor face mai departe. Din ultimele discuții au zis că merg cu echipa de Liga 4-a, domnul Vichente Popescu de la Milișeu a zis că merge în continuare cu Liga 4-a. Sperăm, noi avem un proces de obținerea vizilor, de transferuri în care toate echipele sunt prezente și nimeni nu a spus că nu vrea să participe mai departe. Cert este eu ca un lucru benefic pentru returul acestei ediții de campionat va fi faptul că toți jucătorii la Rădăuț, un nucleu de 18-20 jucători, vor merge în Liga a 4-a și se va crea o creștere a Liga a 4-a, pentru că așa a fost de fiecare dată. Nu avem, cei mai buni sunt la Liga a 2-a, în rest, Liga a 3-a nu avem absolut nimic și de aceea cred eu că Liga a 4-a va crește în valoare 100%, pentru că deja avem 3 jucători care s-au dus la Frătăuț, 2 jucători s-au dus la Putna, 2 jucători am înțeles că se antrenează cu Fălticeniu, 3 se mai duc în altă parte, deci din acei jucători sunt sigur că va avea o creștere, cel puțin pentru retur, și de aceea mă aștept la niște lucruri frumoase, niște lucruri benefice pentru Liga 4, de ce să nu recunoaștem. Nu ne pare bine ceea ce se întâmplă la Rădăuț. Rădăuțiu riscă ceva din punct de vedere sportiv? Din punct de vedere sportiv, da, din punct de vedere sportiv riscă excluderea, plecarea nivelul Ligii a 5-a pentru anul următor, având în vedere că nu mai participă. Penalități au destule în momentul de față la Federația Română de Fotbal. Atâta timp cât anunță Federația și spun că se retrag de bunăvoie, nu cred că vor mai fi pe la comisii sau alte lucruri. Dacă vor lăsa lucrurile de la sine și nu vor anunța faptul că vor să se retragă din campionat, într-adevăr, atunci vor intra pe comisie și le vor imputa anumite sume. Nu știu dacă le vor recupera vreodată federația, dar cred eu că n-ar trebui să ajungă în asemenea momente. Cert este că dacă știu sigur că nu mai pot, trebuie trimis o hârtie și atunci federația ia act de acel demers și sigur va anunța și nu va programa echipele, nu vor programa jocurile. Am înțeles. Un cuvânt de încheiere. Așteptăm toți iubitorii futsalului, fotbalului în general, pentru că nu se adresează doar futsalului, toți iubitorii fotbalului, în sala Liceului Cunosc Sportiv pe 6 martie, la un maraton, cum a zis și dumneavoastră, fotbalistic. Îi așteptăm împreună alături de echipele participante, pentru că să știți că doar prezența lor va face această competiție mult mai frumoasă. Doar simpla lor prezenție, în afară de prezența celor 8 echipe, va face competiția frumoasă, pentru că e păcat. Sportul fără spectatori e destul de păcat. Asta știm foarte clar că va fi... Avem, să zicem așa, alte competiții la care s-au întâmplat aceste lucruri și de aceea spun că ar fi păcat, avem o asemenea competiție și ar fi păcat să nu participăm. Pronostic pentru meciul de sâmbătă al Rapidului? Rapid cu Berceniu. Destul de greu. Nu vreau să... Am văzut 1-2 meciuri amicale, nu vreau să mă bag...
deocamdată nu cunosc potențialul. Dacă mai aduc jucători, poate vor avea rezultate, ceea ce ne dorim toți. Nu știu dacă Pojorâta mai are șanse pentru acel play-off. Rapidul este singura echipă care ar avea șanse reale pentru acel play-off. Sperăm să-și îndeplinească obiectivul, nu ne interesează rezultatele, nu ne interesează să joace cel mai bine, din punctul meu de vedere. Corect. În momentul de față trebuie să ai rezultat și cu 1-0, n-ați văzut, toată lumea spune, dom'le, nu contează, trebuie să câștigi, nu trebuie să ne așteptăm acum la lucruri mari. Au plecat 10 jucători sau 11 jucători de la Rapid, au venit alți 10, va fi destul de greu pentru ei, dar sper să-și îndeplinească obiectivul, cum sper și Pojorâta să se mențină în Liga a doua, dacă acesta este obiectivul lor, și să le dorim succes, să aibă parte de tot ceea ce își doresc. Vorba dumneavoastră? Da, mulțumesc, mi-ați furat finalul. Vă pasez mingea? Ok. Și eu vin cu aceeași invitație și pentru meciul de sâmbătă și mai ales pentru turneul de fotbal în sală ce se va disputa pe data de 6 martie în sala liceului Program Sportiv, turneu de sală organizat de Asociația Județeană de Fotbal, turneu de sală care la prima ediție s-a dovedit a fi o competiție suficient de antrenantă. Cu această invitație închei și eu această ediție a emisiunii noastre. Rămâne să ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.